Binecuvântat să fie Dumnezeu! Dragii mei, preț de câteva momente vreau să mă adresez celor doi, la Andrei și la Camelia, pentru că drumul pe care ei pornesc de astăzi are o importanță extraordinară. Importanță pe care, din păcate, multe familii au pierdut-o, au lăsat-o deoparte. Și apoi viața a început să se degradeze și să nu mai rămână fericirea pe care Dumnezeu o vrea în fiecare familie. Andrei și Camelia aveți de astăzi o sarcină extrem de mare, ca în familia voastră să arătați că Dumnezeul înaintea căreia încheiați legământul acesta este, că El e acolo. Că Dumnezeu e prezent. E adevărat că societatea contemporană din ce în ce în tot mai mult crede că poate să găsească fericirea scoțându-L pe Dumnezeu din mijlocul familiei. E adevărat că multe familii ale generației noastre cred că pot să rămână echilibrate și pline de fericire lăsându-L pe Dumnezeu undeva deoparte. M-am întrebat de foarte multe ori de ce oamenii fug de Dumnezeu. M-am întrebat de foarte multe ori de ce oamenii nu vor să-L implice pe Dumnezeu. Că dacă te uiți în societate, în tot ceea ce se întâmplă, toate au o relevanță divină. Toate vin de la Dumnezeu. Chiar dacă oamenii uneori modifică, îi dau o altă înfățișare a lucrului, dar dacă vrei inspirația a tot ce e bun pe pământul acesta, are o conotație în cer. E de la Dumnezeu venită. Hai să vă dau un exemplu. Se spune că în cer se cântă și că atunci când vom ajunge în cer, vom cânta. Cântarea, muzica e de Dumnezeu inventată. E de la Dumnezeu venită. Și muzica e menită să întărească inima omului. Uneori și e luată ceea ce Dumnezeu a inventat și a făcut, muzica, dau un exemplu banal, și a fost denaturată, a fost modificată în diverse forme și uneori când asculți câte o muzică nu te mai liniștește și te agită. Asta nu înseamnă că muzica în adevărata ei valoare nu e bună. Asta nu înseamnă că muzica în esență nu e bună. Pentru că diavolul se va lupta în viețile multora și în viața oricărei familii să modifice ceea ce Dumnezeu vrea să rămână nemodificat. Și ascultați ceea ce Dumnezeu a spus în dreptul oricărei familii, încă de la prima familie, în momentul în care Dumnezeu a hotărât să construiască familia. Geneza, capitolul 2, cu versetul 18. Și să țineți minte, Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. În momentul în care omul nu mai înțelege asta, și începe să modifice ceea ce Dumnezeu a lăsat, adică împreună, și omul nu mai trăiește împreună. Modifică adevărata trăire a familiei și o face într-o singurătate, fiecare în partea lui, acea familie se va destrăma încet, încet. Pentru că omul, dacă ar rămâne în viața de familie așa cum Dumnezeu a lăsat-o, lucrurile ar merge mereu impecabile. Pentru că omul se bagă să modifice ceea ce Dumnezeu a inventat, lucrurile deseori iau raznă. Iar în familie, Dumnezeu a lăsat și a conceput familia ca omul să nu fie singur. În momentul în care soțul rămâne singur, în momentul în care soția rămâne singură, viața, indiscutabil, mai devreme sau mai târziu, se degradează. Tocmai de aia vreau să întăresc ceea ce se spunea mai devreme, că voi trebuie de astăzi înainte în totul să fiți împreună. Să nu o lași niciodată pe Camelia singură, să nu te lase niciodată Camelia singură, Camelia să nu lași niciodată pe Andrei singur. Să faceți planurile împreună și nu singuri. Să gândiți tot ceea ce trebuie pus în familia voastră împreună și nu singuri. Să puteți să înaintați de fiecare dată împreună și nu singuri. Știți, diferențele sociale, spre exemplu, a adus deseori și în multe familii foarte multe probleme.
La un moment dat, și nu e rău ceea ce vă spun acum, dar printr-o coordonare neînțeleaptă lucrurilor la Torazna. Spre exemplu, s-au căsătorit doi și în momentul în care s-au căsătorit, unul dintre ei, spre exemplu, a început să facă școală. Că nu a avut vreme până la 20 ceva de ani. Atunci s-au gândit că trebuie să devină mare student. Bă, n-ai ce face, termină până la urmă și foarte bine. Dar la un moment dat, el sau ea, cel care a reușit să înainteze din punctul ăsta de vedere, datorită faptului că uită că în familie trebuie ca lucrurile să fie împreună, îl lasă pe celălalt oarecum singur și îmi spunea mie cineva nu de mult, de acum, am spunea ea, mă învârt în alte cercuri, hai mă serios. Lăsându-l pe ăsta singur acasă, că ea se învârte în alte cercuri și apoi tot învârtindu-se s-o dus până când familia aia e deja pe cale de destrămare. Pentru că omul trebuie să înainteze, dacă vreți, împreună. Că trebuie să gândiți împreună, că trebuie să vă rugați împreună, că trebuie de ce nu să cântați împreună, că trebuie să fiți la biserică împreună. În momentul în care omul începe să facă planuri singur, lucrurile se vor degrada. În momentul în care omul începe să cumpere în casă singur, lucrurile vor eșua. În momentul în care începi să alegi culoarea din casă singur, lucrurile o iau razna. Și aici astea pământești, cumva, cumva, te mai obișnuiești cu ele și zici, bă, n-ai ce face. Ție nu ți-a plăcut, ce știu, movul din cameră, dar până la urmă ai zis, bă, cred că e fain. Lua alesia singură, dar până la urmă cred că merge. Astea mai merg cum mai merg. Dar în momentul în care omul, în ceea ce Dumnezeu vrea să lase o greutate extraordinară, în demnitatea omului, omul uită că el nu trebuie să fie singur și trebuie întotdeauna să fie alături de parteneri și apoi împreună acești doi parteneri de viață să nu rămână singuratici și să rămână alături de un Dumnezeu mare și puternic în fiecare zi. Pentru că dacă omul uită că trebuie să fie împreună unul cu celălalt și amândoi împreună cu Dumnezeu și nu singuri, uitarea asta aduce mari catastrofe în viața de familie. Tocmai de aia Domnul Dumnezeu a zis, omul nu e bine să fie singur. Și acest aspect e uitat din păcate de foarte multe familii. Și acest aspect e uitat din păcate de mulți bărbați și de multe femei. Tocmai de aia familiile se degradează. Tocmai de aia îi vezi la un moment dat doi singuratici care stau împreună, dar doi singuratici. Să nu uitați aspectul ăsta, Dumnezeu v-a așezat să fiți împreună. Și împreună înseamnă doi, cel puțin. Dumnezeu v-a așezat să fiți împreună și împreună înseamnă amândoi, împreună înseamnă Andrei și Camelia de astăzi, împreună înseamnă să rămâneți închegați în tot ceea ce faceți de aici pe mai departe. Pentru că rămânând împreună, ascultați ce zice Biblia mai departe, am să-i fac un ajutor potrivit. Pentru că, dragii mei, revin la ce vă spuneam mai devreme, omul când modifică ceea ce Dumnezeu a lăsat să fie, nu mai este potrivit în locul unde Dumnezeu l-a așezat. Uitați, tineri ca și voi, excepțional de frumoși, cu vise, cu planuri, cu idei, cu entuziasm, cu multă acțiune, pornesc pe drumul ăsta al căsătoriei impecabil. Bă, ți-i mai mare dragul de ei. Spui, bă, uite, și te gândești, mai uiți așa la câte doi tineri ca și voi, și te gândești, ăștia o să realizeze lucruri mari în viață. Familia asta o să fie o familie extraordinară. Familia asta o să fie o familie așa, de notorietate, un etalon pentru alții. Și te trezești după vreo 20 de ani că-s două dezastre planetare. Știți de ce? Datorită faptului că s-au lăsat modificați de societate, de anturaj, de prieteni, de diavol în definitiv și n-au mai fost potriviți în locul unde Dumnezeu i-a așezat. Pentru că omul, ca să rămână potrivit, trebuie să rămână în matrița lui Dumnezeu. În momentul în care te lași modelat de altă matriță, tu nu vei ai cum să mai fii potrivit. Orice bărbat din lumea asta, care se va lăsa modelat de altă matriță, nu de Dumnezeul care a inventat familia, nu va mai fi potrivit în familia respectivă și lucrurile se destramă. Orice femeie care nu se lasă modelată de matrița lui Dumnezeu, nu mai poate să fie potrivită și să producă bucurie și entuziasm în casă, așa cum Biblia cere pentru orice soție.
Orice soț care se lasă modificat de societate, de porniri, de nebunia lui, dacă vreți, de acțiunile necugetate, el nu mai poate să mai fie potrivit. Cât de bărbat ar ține el, cât de sfătos, cât de tare, cât de deștept, zero. Când nu mai ești potrivit în familie, produci dezastre. Mai apoi toate dezastrele astea se justifică. Frate, ia-i de vină. Hai mă, serios. El-i de vină. Serios. Și asta e doar datorită faptului că omul s-a lăsat modificat de societate, de oameni, de anturaj, de prieteni, de oportunități. Da, sublinierea asta a fost impecabilă. Planurile voastre fiind de plecare, poate pentru o vreme, în străinătate. Pentru că oamenii neplecând împreună, unii plecat singuri s-au modificat. Când s-au întors, nu s-au mai potrivit acasă. Bă, nu mai ești potrivit. Ce s-a întâmplat? Nu mă mai potrivesc. Pentru că, dragii mei, ascultați-mă, rămânerea împreună întru totul și în matrița lui Dumnezeu vă vor ține potriviți unul pentru celălalt. Și cei care se vor potrivi și rămân potriviți pot să îmbătrânească fericiți. Cei care se lasă modificați de lume și de societate nu vor îmbătrâni fericiți. Și nu uitați, dragii mei, voi doi, dumneavoastră tuturor, cei care sunteți căsătoriți, cei care urmează să vă căsătoriți, nu există familie fericită până la final, dacă nu rămâne în matrița lui Dumnezeu. Nu spun asta doar că-s pastor. Nu spun asta doar pentru faptul că așa trebuie să spună un preot, că stai cu Biblia în mână și apoi trebuie să le vorbești din Biblie. Nu, o spun din convingere pură, 100%. Pentru că orice lucru pe care vrei să îl faci, trebuie să te uiți la cel care a inventat acel lucru. Trebuie să te iei după cel care cunoaște cel mai bine acel lucru. Păi cine cunoaște cel mai bine o familie dacă nu Dumnezeul care a construit familia? Cine cunoaște cel mai bine o familie dacă nu Dumnezeul care știe toate detaliile și colțurile unei familii? Dacă Dumnezeu a inventat familia, dacă Dumnezeu a construit familia, oare omul nu trebuie să rămână în rânduiala și în matrița lui Dumnezeu? Nu trebuie să rămână în șablonul, dacă vreți, a lui Dumnezeu? Și asta se numește Biblia? Că în momentul în care rămâi în reglementările și în rânduielile celui care a inventat ceva, te bucuri de acel ceva la cote maxime. Acum tot e la modă să se monteze panouri fotovoltaice și îmi zicea mie cineva zile trecute, zice, auzi, mie nu merg, nu funcționează panourile, dar de ce? Zice, păi nu știu, nu merg, cine ți le-o monta? Eu. Dar tu ce ești de meserie? Brutar, dar ai ceva un pic cu electricitatea? Nu. Dar m-am gândit că nu-i chiar așa de greu. Uite că e foarte greu. Că dacă nu-l iei pe cel care cunoaște, dacă nu iei indicațiile celui care cunoaște, dacă nu-l asculți pe cel care cunoaște și crezi tu că ai putea cumva să răzbești în șer și constați într-un final că nu iasă. Așa e și cu familia. Când omul nu rămâne în parametrii lui Dumnezeu, va fi modificat. Când omul nu rămâne în matrița lui Dumnezeu, va fi modificat. Știți, deseori omul vine și spune așa, o să fie bine. Și ascultați-mă bine. Am auzit de foarte multe ori aspectul ăsta. Nu-i chiar cum trebuie el acum, dar o să fie bine. Și eu l-am întrebat pe unii, dar pe ce te bazezi că va fi bine? Că omul, păi am eu așa un sentiment că o să fie bine. Vezi de treabă, cu sentimentele vezi de treabă. Ca să poți să spui că va fi bine, și am tot dat eu exemplul ăsta, hai să vi-l dau și voi exemplu cu dulapul. Că dacă vrei să ai convingerea că vei monta bine un dulap, nu trebuie să spui, bă, am eu sentimentul că va ieși bine, că s-ar putea să clatine dulapul din toate încheieturile la final. Dar când ai schița lângă tine și te uiți cu ochii în schiță și fiecare șurub îl pui la locul lui și fiecare piuliț o pui la locul ei și fiecare aspect de acolo îl așezi așa cum l-a dat proiectantul, la final te vei putea bucura de un rezultat extraordinar. Pentru că, dragii mei, oamenii iasă din matrița asta. Oamenii iasă din rânduiala lui Dumnezeu și vin și spun așa într-un mod puieril, va fi bine. Și constată după 20 de ani că nu-i bine. Pentru că s-au lăsat modificați. Au uitat că trebuie să fie împreună cu Dumnezeu și nu singur și unul cu celălalt. Dar știți care e partea extrem de dureroasă, interesantă pentru voi acum, e un semnal de alarmă. Ca să puteți să vă lăsați să rămâneți nemodificați în matrița lui Dumnezeu, trebuie să rămâneți unul lângă celălalt, dar ascultați-mă, unul lângă celălalt împreună veți putea rămâne doar dacă veți fi mână în mână cu Dumnezeu până la finalul vieții. Dacă cumva tu, ca și cap de familie, vei rămâne vreodată singur, departe de Dumnezeu într-un fel sau în altul, îți vei degrada familia, 100%. Camelia, dacă vei rămâne singură, departe de fața lui Dumnezeu,
într-un fel sau în altul, îți vei prăbuși familia. Dar dacă veți rămâne împreună, Biblia, știți ce zice? Funea împletită între ei, nu se rupe ușor. Aia e tare, rezistă, e puternică. Pentru că oamenii care rămân împreună, unul cu celălalt și amândoi cu Dumnezeu, rămân oameni extraordinari până la finalul vieții. Și când societatea, lumea, vremurile, anturaj, oportunitățile vor să-i modifice, îi spun, eu nu mă las modificat de nimeni, rămân în matrița lui Dumnezeu pentru că trebuie să mă potrivesc acasă. Când eu mă întorc acasă, trebuie să fiu piesa din puzzle-ul ăla. N-am voie să intru forțat. Trebuie să mă potrivesc într-un mod perfect. Așa să vă ajute Dumnezeu. Pe voi, pe noi toți ceilalți, pe cei care sunt căsătoriți și urmează să se mai căsătorească, să rămâneți oameni potriviți unul pentru celălalt și niciodată singuri. În fiecare zi, mână în mână cu Dumnezeu și unul cu celălalt, știi? Am văzut un filmuleț drăguț zilele trecute. Un bătrânel de vreo 80 și ceva de ani își cotea băbuța de la spital. O mers să o externeze. Știi sentimentul ăla, n-aveau pe nimeni, n-avea cine să-i ducă acasă și se duceau spre stația de autobuz. S-o uita să vadă dacă îi stau bine hainele, o aranjat-o, i-a întins hainele, zice, ok, ești bine, o luat-o de mână și au plecat înspre stația de autobuz. Scria acolo cineva, așa arată dragostea, da, așa arată dragostea. Și știi când veți putea să spuneți cum arată dragostea? Înspre finalul vieții. Că acum la început, ați început bine. Știți ce vă doresc din toată inima? Să sfârșiți la fel de bine. Și câte zile și ani Dumnezeu vă dă? Mult să vă dea Dumnezeu și fericiți. Zâmbetul ăsta de pe fața voastră să nu piară. Și să fie, de ce nu, din ce în ce în tot mai mult, crescând în așa fel, încât prin familia voastră să puteți arăta cealaltora că aveți un Dumnezeu care poate să coordoneze orice fel de familie. Dumnezeu nu se uită câți ani ai avut, Dumnezeu nu se uită la ce școală ai avut, Dumnezeu nu se uită de unde ai venit, Dumnezeu nu se uită ce ai avut sau ce ai. Și Dumnezeu se uită la inima și la dorința omului să rămână în forma pe care Dumnezeu a dat-o. Rămâneți așa și veți putea să îmbătrâniți fericiți. Să nu ratați aminul. Așa să vă ajute Dumnezeu. Dragii mei, pentru că e tare important, atât pentru ei cât și pentru noi toți ceilalți. Nu știu dacă e cineva aici care nu vrea să îmbătrânească fericit. Dar pentru a îmbătrâni fericit, trebuie să rămâi în matrița lui Dumnezeu. Pentru că în cele ce urmează, Andrei și Camelia vor depune acest jurământ înaintea lui Dumnezeu. Noi ca și păstorii vom întreba, ei vor răspunde. Și bineînțeles că Dumnezeu cu siguranță va lua aminte. Și vor, în răspunsurile lor, știți ce vor spune ei? Prin acel simplu da sau știți ce vor spune ei? Vom rămâne în parametrii lui Dumnezeu, nemodificați de tot ceea ce îi întoarce spatele lui Dumnezeu. Și ne vom ruga mai apoi ca Dumnezeu să-i ajute să țină acest legământ până la finalul vieții.